Nu uita să intri și pe linkul din descriere pentru cele mai frumoase și ieftine huse pentru iPhone. Cum decurge relația dintre Giorgo Satanasiadis și Elena Ionescu? Cei doi sunt împreună de puțin timp. Avem declarații exclusive. După o perioadă în care a fost singură și nu s-a afișat cu niciun bărbat, acum Elena Ionescu iubește din nou, iar cântăreața și Giorgo Satanasiadis, partenerul ei de viață, au decis să-și asume relația pe care o au nu de mult timp. Iubitul Elena Ionescu, Giorgo Satanasiadis, declarații despre relația cu artista. După ce paparazzi Spainus, roi au surprins împreună la munte, în tandrețuri, iar Elena Ionescu nu a vrut să ofere prea multe declarații despre povestea lor de iubire, fiind la început în timp lucrurile au evoluat, iar artista și partenerul ei de origine greacă și-au asumat totul și au publicat imagini pe rețelele de socializare. Cei doi au fost recent și într-o vacanță la Roma iar a Satanasiadis, iubitul vedetei, ne-a oferit câteva declarații exclusive despre cum decurge relația lor și cât de bine le e împreună. Tânărul susține că amândoi se bucură din plin de aceste momente în doi și profită la maxim atunci când găsesc câteva zile libere în care să se relaxeze și să fie doar ei împreună. Suntem bine, suntem împreună și încercăm să profităm când găsim câteva zile libere să ne relaxăm. Lucrurile decurg foarte frumos și natural și ne bucurăm de toate momentele astea frumoase, a spus Giorgo Satanasiadis despre relația lor, pentru Spinus Ro. Elena Ionescu și-a prezentat iubitul și copilului ei, asta pentru că ieri au ieșit împreună la un loc de joacă, acolo unde micuțul Răzvan a fost foarte apropiat de noul partener al mamei sale și se pare că cei doi se înțeleg foarte bine. Elena Ionescu a trecut printr-un divorț. În urmă cu trei ani, Elena Ionescu divorța de fostul ei soț, tatăl copilul său. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate în viață, iar de atunci aceștia au hotărât să aibă o relație decentă pentru copilul lor. Cântăreața ne-a declarat că nu putem să vorbim însă despre o prietenie între ei, dar reușesc să se comporte ca doi părinți civilizați care vor tot ce e mai bun pentru băiețelul lor. Micuțul răzvan locuiește cu artista, în timp ce fostul soț al cântăreței are dreptul să-l ia la finalul anumitor săptămâni, dar și în vacanțe.